În testul 21 pentru pregătirea examenului de evaluare națională 2020 ne întâlnim cu un cub cu latura AB de 4 cm, oricare dintre laturile cubului AB, BC, A'D' au câte 4 cm. Se spune că punctele M și N sunt situate pe laturile AB, respectiv BC, astfel încât AM să fie de 3 cm, deci MB are 1 cm și BN să fie tot de 3 cm, deci NC are tot 1 cm. E este punctul de intersecție a lui AN cu DM, aici E. Prima cerință ne cere să calculăm area patrulaterului ABCD, deoarece ABCD A', B', C', D' este cub, știm că ABCD e pătrat. Și atunci obținem că area lui ABCD este pătratul laturii și în cazul de față latura AB are lungimea de 4 cm, deci vine 4 la pătrat, 16 centimetri pătrați. Destul de simplu. În continuare, trebuie să arătăm că distanța de la punctul A' la dreapta DM este 4 radical din 34 pe 5 centimetri. Pentru aceasta va trebui mai întâi să construim perpendiculara din A' pe DM. Pentru a construi perpendiculara din A' pe DM, în mod normal construim perpendiculara din A pe DM și întrucât A' este perpendiculară pe planul ABCD și AF este perpendiculară pe DM, obținem din teorema celor trei perpendiculare că A'F este perpendiculară pe DM și atunci distanța de la A' la DM va fi chiar A'F. E, vom arăta că piciorul perpendicularei din A pe DM e chiar E. Cu alte cuvinte, vom arăta că AE este perpendiculară pe DM și atunci distanța de la A' la DM este chiar AE. AE se determină acum foarte simplu din triunghiuri AA'E, dreptunghic în A. Hai să vedem cum facem toate acestea. Avem cubul ABCD de latură 4. AM are 3 unități, MB are o unitate, BN 3 unități, CN o unitate. Pentru a determina distanța de la A' la DM, am văzut că trebuie să construim perpendiculara din A pe DM și spuneam că vom arăta mai întâi că AE e perpendiculară pe DM. Arătăm că AE e perpendiculară pe DM. Hai să facem acest lucru. E destul de simplu. Avem că AM și BN au câte 3 cm, AE egal cu BN egal cu 3 cm și de asemenea mai avem că AD și AB au câte 4 cm. AD egal cu AB egal cu 4 cm. Aceasta înseamnă că în triunghiurile ADM și BAN dreptunghice în A respectiv B, catetele sunt două câte două egale. Deci, potrivit cazului catetă-catetă, obținem că triunghiul ADM este congruent cu triunghiul BAN. Am avut grijă la ordinea vârfurilor. Am început cu vârfurile unghiurilor drepte, A respectiv B, urmate de catetele cele mai lungi, AD respectiv BA.
AD și BA sunt catetele cele mai lungi. De aici obținem că unghiul ADM este congruent cu unghiul BAN. Unghiul ADM este congruent cu BAN. Dar, deoarece măsura lui BAN coincide cu BAE sau cu MAE și aceasta împreună cu măsura lui EAD ne dă 90 de grade, înseamnă că aici vom avea un unghi drept, deoarece acesta EAD cu ADE o să dea tot 90 de grade. Hai să scriem acest lucru. Cum măsura lui BAN coincide cu măsura lui, deci BAN coincide cu MAE. MAE. Și din BA perpendicular pe AD ne rezultă că măsura lui MAE plus măsura lui EAD e 90 de grade, ne rezultă că măsura lui MAE fiind măsura lui BAN coincide cu măsura lui ADM, lui ADM. Deci măsura lui ADM plus măsura lui EAD e 90 de grade. Așadar, păi ADM, ADM este ADE. Deci ADE cu DAE ne dă 90 de grade. Măsura lui ADE plus măsura lui EAD AD e 90 de grade și atunci ne rezultă că triunghiul AED, deci în triunghiul AED, ne rezultă că triunghiul AED e dreptunghic în E. Deci măsura lui AED e de 90 de grade. Ceea ce înseamnă că AE este perpendiculară pe MD. Destul de simplu. Acum, o să folosim faptul că A'A e perpendiculară pe planul ABCD, iar în acest plan AE e perpendiculară pe DM și ne rezultă că A'E e perpendiculară pe DM. Deci distanța de la A' la DM va fi A'E. E, pentru a afla A'E, trebuie să aflăm AE, nu? Deoarece A'E va fi ipotenuza în triunghiul A'AE dreptunghic în A. Hai să aflăm lungimea lui AE. În triunghiul DAM, dreptunghic în A, dreptunghic în A, obținem că AE, fiind înălțime, este AD ori AM pe DM. E produsul catetelor AD ori AM pe DM. Și întrucât catetele AD și AM au lungimile 4 și 3, obținem că ipotenuza e de 5. Deci ne dă 12 pe 5 centimetri. Putem să notăm în paranteză cum am calculat lungimea ipotenuzei. Am folosit că DM este radical din AD la pătrat plus AM la pătrat, deci radical din AD 4 la pătrat plus AM are 3 unități la pătrat și ne dă 5. Știam că 3, 4, 5 sunt lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic, nu-i așa? Și atunci, dacă îl știm pe AE, hai să aflăm distanța de la A' la DM. Deci știm că A
A' este perpendiculară pe planul ABCD. Mai știm că AE e perpendiculară pe DM. AE și DM fiind incluse în planul ABCD, ne rezultă din teorema celor trei perpendiculare că A'E este perpendiculară pe DM. Și atunci distanța de la A' la DM este chiar A'E. Acum trebuie să aflăm A'E, lungimea segmentului A'E. Avem triunghiul A'AE, dreptunghic în A. Triunghiul este A'AE. Dreptunghic în A. Și atunci, în acest triunghi, deci în triunghiul A'AE dreptunghic în A, obținem că A'E la pătrat este A prim la pătrat plus AE la pătrat, deci ne dă 4 la pătrat, acesta e A prim la pătrat. A prim avea 4 unități, ca orice altă latură a cubului. Plus AE-ul este 12 pe 5 la pătrat. Pentru ușurința calculelor voi da 4 la pătrat factor comun, vine pe lângă 1 plus, 12 e 4 ori 3, deci rămânem cu 3 la pătrat pe 5 la pătrat. Aducem la același numitor și vine 4 la pătrat ori. La numărătorul să avem 25 plus 9, adică 34 supra 5 la pătrat, de unde rezultă A'E este radical din 4 la pătrat ori 34 pe 5 la pătrat, deci vine 4 radical din 34 pe 5 centimetri. Ceea ce înseamnă că distanța de la A' la DM fiind A'E este 4 radical din 34 pe 5 centimetri. Distanța de la A' la DM este 4 radical din 34 pe 5 centimetri. Destul de simplu. Am obținut că distanța de la A' la DM e 4 radical din 34 pe 5, exact cât trebuia. Reținem din sub punctul B mic faptul că AE e perpendiculară pe DM. Acum, trebuie să determinăm sinusul unghiului format dintre dreapta AD și planul AN A'. Sinusul unghiului format de dreapta AD și planul A'AN. Va trebui să proiectăm dreapta AD pe planul A'AN. Vom arăta că proiecția dreptei AD pe planul A'AN este chiar dreapta AE. Dreapta, evident, se prelungește dincolo de E și dincolo de A. Aici, practic, am reprezentat proiecția pe planul A'AN a segmentului AD. Oricum, hai să demonstrăm acest lucru. Vrem să arătăm că D se proiectează în E pe planul A'AN și cum A se proiectează în A, obținem că proiecția lui AD va fi chiar dreapta AE. Să justificăm acest lucru. Cum arătăm că D se proiectează în E? Foarte simplu, arătăm că dreapta DE e perpendiculară pe planul A'AN. Și asta se arată destul de simplu. DE e perpendiculară pe AN pe de o parte, pe de altă parte DE e perpendiculară pe A', deoarece A' e perpendiculară pe tot planul bazei, și atunci DE e perpendiculară pe două drepte concurente din A'AN, deci e perpendiculară pe tot planul. Să scriem acest lucru. Avem că AA' e perpendiculară pe ABCD. Și cum DE se află în planul ABCD, obținem că A' e perpendiculară pe DE.
de unde rezultă DE e perpendiculară pe AA'. Pe de altă parte știm că DE e perpendiculară pe AN din subpunctul B mic. Din subpunctul B mic am aflat că DE e perpendiculară pe AN. Și cum A'AN este exact planul determinat de A' și AN, obținem că DE este perpendiculară pe A'AN. DE perpendiculară pe A'AN. Deci E este proiecția lui D pe A'AN. Pe de altă parte, A se află în planul A'AN, deci se proiectează în el însuși, și atunci am obținut că dreapta AE este proiecția dreptei AD pe planul A'AN, ceea ce înseamnă că măsura unghiului dintre AD și planul A'AN este exact măsura unghiului dintre dreapta AE și dreapta AD. Așadar, sinusul unghiului dintre AD și planul A'AN este sinusul unghiului dintre AD și AE, dintre AD și AE, adică sinusul unghiului DAE. DAE. Și acum, avem triunghiul DAE dreptunghic în E. Triunghiul DAE este dreptunghic în E, de unde rezultă sinusul lui DAE fiind cateta opusă DE pe ipotenuză, DA este DE pe DA. Deci DE supra DA e 4, ca orice altă latură a cubului. Și atunci, avem aceste relații ce ne spun că pentru a calcula sinusul unghiului dintre AD și AN'A', mai trebuie să mai calculăm lungimea lui DE. Și vom calcula lungimea lui DE din triunghiul DAM dreptunghic în D. În triunghiul DAM dreptunghic în D ne rezultă din teorema catetei AD la pătrat este proiecția DE ori ipotenuza DM. DE ori DM. Știm că AD are lungimea de 4 unități, știm că DM, fiind ipotenuza într-un triunghi cu catetele 4, respectiv 3, are lungimea de 5 unități. Și de aici rezultă lungimea lui DE este 16, 4 la pătrat, pe 5. Și atunci, întrucât AN'A', planul AN'A' este planul A'AN de aici. Din aceste relații, 1, 2, 3, ne rezultă că sinusul unghiului dintre AN și AN'A' fiind sinus de DA E este DE pe 4, adică 16 pe 5 totul supra 4, deci 16 pe 5 de mulții cu 1 pe 4 vine 4 pe 5. Destul de simplu. Sinusul unghiului e 4 pe 5.